Salutare tuturor! Bine v-am găsit din nou la Play. Sunt aici alături de Cosmin și avem încă un joc de PC de la Cosmin. Se numește Duke Nukem Manhattan Project. Un joc mai puțin cunoscut din faimoasa serie Duke Nukem. E apărut între 3D și Forever, mai apropiat de 3D. Cred că au trecut două generații de console între 3D și Forever. Cred că e din 2001 jocul, dacă nu mă înșel. Deci are și ăsta 14 ani. E relativ modern, dar da, e 3D, dar este în stilul jocurilor, primelor jocuri. Da, Duke Nukem 1 și 2, înainte de 3D, au fost jocuri platformer. Side-scroller platformer, da. Deci erau în genul jocurilor de NES sau de SNES. Da. În stilul ăla, doar că pentru PC. Ei bine, Manhattan Project a fost dezvoltat de, cum îi cheamă pe știa? Rush, mi se pare, Entertainment sau ceva. Da, un studio mai puțin cunoscut, dar sub licența 3D Realms. Da, era făcut cu 3D Realms, da. Și are vocea lui John St. John. Da, e joc oficial, nu e fan-made sau ceva, chiar e joc oficial și... Doar că e side-scroller în 3 dimensiuni. Hai să-i dăm drum. Păi sper să funcționeze. Eu zic că n-are ce să nu funcționeze. Sandstorm Interactive l-a dezvoltat, era și l-a publicat. Da, și... jocul e, îl rulăm de pe Steam, jocul este disponibil pe Steam. Da. Ai idee cât costă? Eu l-am luat într-un pack care a fost ceva, l-am luat după Green Man Gaming, era un pachet cu toate platformele. Și a costat o liră sau două, trei jocuri. Nu, dar în mod normal. Nu știu, cred că e foarte ieftin, maxim. Nu, cred că e mai ieftin de atât. Așa, asta e meniu, meniu e 3D. De fapt, cam asta e și jocul, ce se vede în spate, e practic jocul. Se joacă doar din tastatură. Acum sunt puse, cum se cheamă, sunt puse setările maxime, nu cred că trebuie să intrăm. Da, da. Îl jucăm 4x3 pentru că așa a fost jocul gândit. Da, așa e, nici gândit. Nu are, cred că, suport de 16x9. Îți oferă opțiunea să-ți pui rezoluția, dar ți-l lărgește pe orizontală. Am vorbit înainte, o să joc pe easy dintr-un motiv simplu. Pentru că nu mai țin exact cum se făcea la boss și aș prefera să trec de easy la 250 de ori. Pentru că în rest jocul efectiv dinamicii de bază sunt destul de simplu. Am intrat eu fără să fi jucat înainte, adică știam de existența lui, dar n-am jucat niciodată, nu m-a interesat Manhattan Project. Și am jucat pe normal și am trecut prin primul nivel la mișto așa. Ok, hai să-i dăm drumul. No, avem și poveste. Un soi de poveste. Mamă, ce poveste. Radioactive Green Glob, da. City Surprise turning everything into mutants. Hail to the King, baby. Da, îmi presă Nicky, da? Da. Avem și cinematic. Da. Cine vorbește? Primarul. Primarul, da. Pe un televizor Panasonic. Sau cameră, ce fost. E, cred că e televizor. Cred. Da, e primarul. Primarul. Da. Și e cu Duke în stânga și cu Gagica în dreapta. Vreau că e secretară de cuvânt. Da. Uite pe aia ce... Știi că la jocul ăsta au trebuit să-l amâne pentru că avea un nivel în The Twin Towers și... Ca de obicei. Da. Și GTA 3 a fost amânat din același moment. Uite, și prima oară când apare Eagle, Golden Eagle într-un joc, că în alea altă nu există. Da, dar... Că... Deci încă o dovadă că el a fost făcut în colaborare strânsă cu 3D Realms, că teoretic și ei aveau un joc pe vremea aia. Teoretic Golden Eagle trebuia să apară în DNF. Da. A apărut, da. Nu, prima, trebuia să debuteze. Cred că vreo 10 ani mai târziu după jocul ăsta. Vreo 13. Nu, că a apărut în 2011. Da, corect. Ok, cu control sar, cu alt crag și cu jos crouchuiești. În rest, săgeți, poți crash în sus. Crezi că ai muniție limitată, nu mai ai. Da. Ok, poți să te urci și pe chestiile astea. Mai găsești chestii. Îmi place skybox-ul ăla. Practic e o poză din New York. Și fiecare nivel sunt nucurile astea, sunt nouă, mi se pare, nucurile astea. Colecționabile, bă. Da, care îți dau nu mai știu ce, dacă le iei pe toate. Îți dau cancer, că e ceva radioactiv. Și mai e cu Z, dar stai că nu l-am încă. Cu Z arunci cu pipe bombs, dacă să le aha. Deci are majoritatea echipamentului clasic al lui Duke. Uite, și aici era un secret. What? Cine stă să caute chestiile astea? Afară de tine. Aha, deci mai e un nuke aici. N-ai fall damage, nu? Nu. Deci, e ok. Ești propriu. Așa. Și astea sunt un soi de camere. De obicei camerele astea sunt mici puzzle-uri care se lasă cu mai multe nuke-uri. Aha. Știi ce? Mi-amintește un pic, am jucat de curând
Nou Assassin's Creed Chronicles China. Mi-am amintit foarte mult de jocul ăla, deși ăla e mai mult baza pe stealth, nu pe acțiune. Dar același stil, ai, știi că și în ăla te duci în adâncime, la un nivelul. Așa, am dezactivat generatorul ăsta, deci nu știu. Mai un nuke aici. Și asta a fost tot ce făceai pe aici. A, uite, a venit un porc. A venit, a plecat. Cred că poți și de acolo, nu? Poți și de. Mi se pare un pic cam loose platforming-ul. Adică nu știi exact dacă poți sau nu să sari până la o anumită margine. Cel puțin așa mi s-a părut din cât am jucat mai devreme, câteva minute. Ok, și ai, câteodată sunt chestii mai importante decât nuke-urile astea, adică chestii de obiective. Care depinde... Da, terminarea nivelului. Și mai e o fază... Mamă! O să faci... Da, where are the babes? O să ai și babes. Adică, ce Duke Nukem e fără babes? Mamă, oh, ce... Bine, am sărit exact pe lângă... Pipe bomb. Și aici îți dă pipe bomb și ți le dă fix lângă o... Aici le arunci și da, dar se și vedea acolo conturul un pic. Și ai mai găsit un nuke, da? Bine, e o chestie bine cunoscută în Duke Nukem. În momentul în care găsești ceva, un secret sau ceva, îți mai aruncă niște monștri ca să te sature. Da, da, da. Uite, știu că am jucat de curând, s-a lansat pe Vita la Plus, Megaton Edition al Duke Nukem 3D. Și tot așa, mă duceam într-o zonă, găseam, ia uite, viață, și așa nu prea mai aveam. Și mai aruncă doi porci înainte. Porcii sunt prietenii omului. A, și acum au de... Asta e... Double damage, deci ai luat un power. Da, am înțeles de ce câteodată... Uite, poți să faci și double. Cred că trebuie să ajungi la max, la apex. Ce a fost aia? Da, era, cred că ceva apucat, cred că trebuia să fie omorât, nu s-a zis ca... Da, oricum. Ai viață full, aveai peste. Așa, acum se spawnează ăștia în elicopter. Da, și sunt și de observ că aici e un pic mai 3D treaba. Asta, deci asta m-a... Da, mă, ești... Nu mi-a plăcut când am văzut chestia asta. Adică nu prea înțeleg cât cântărește Duke de... aruncă în sus aburul de la încălzirea aia. E fit, mă. Clădiri. Uite, sunt coaie. Că la vremea respectivă a dat destul de bine. Da, bă. A fost lansat pe altceva în afară de PC? Să fiu sincer, nu știu dacă a fost sub o versiune de Xbox. Primul, nu știu. A fost tăuit. Xbox? Nu știu, cred că exista Xbox-ul la momentul ăsta. 2001, păi atunci s-a lansat. Da. La sfârșitul anului. Da, nu știu să zic. Cred că e doar de PC. E ca fi imediat. Arcade game. A, uite, și acum observ aici în cadrul ăsta, ți arată un de la acolo. Aha. Aha. Ha. Dacă e cordă, nu? A, uite, shotgun. Platforms. Xbox Live Arcade, Xbox 360. A, da, deci a fost... A fost portat pe 360 și mai e pe iOS. A, ești pe iOS? Da. Deci, dacă aveți un iPad sau un iPhone... Dacă știi și cum... Ok, cu tastele nu merge să schimbă. Classic. Deci s-a lansat așa, pe 14 mai 2002 în America, 2002, pe 14 iunie, la o lună, în Europa, pe GOG în 2009, pe XBLA pe 360 în 2010 și în 2013 pe Windows și OS X pe Steam. Deci a fost doar pe disc. Uite că ai și babes. Păi dezactivează... Ăsta îți deschide ușa de mai devreme, adică trebuie să ajungi. Și astea... O eliberez. Și mi se pare că dacă găsești trei... Are bouncy boobs. Da, sunt trei babes per episod. Uite, scrie. Așa. Deci chiar trebuie să le găsești ca să termini nivelul. E, și aici? These colored key cards suck. Da, trebuie să găsești... Cum să spun...
A, și pe iOS în 2014. Deci anul trecut, în ianuarie, a fost lansat pe iOS. Nu e foarte vechi. Păi face parte vreo din eforturile lui 3D Realms să mai scoată bani din Da, orice. da. Cum stăm cu timpul? Stau ok. Uite, keycard e aici în casă. Dar trebuie să... Băi, păi nu poți trage prin... Din păcate. 10 minute, stau. Da, n-ai o hartă, ceva, ca Metroidvania? Nu, no, că e pretty straightforward. Mie nu mi se pare, adică ai ajuns până într-un punct și acum te întorci înapoi. Păi nu, că ți-a arătat ce s-a deschis, adică... Da, da, nu știu, n-am atenția atât de bine dezvoltată. Nici nu știu unde ar putea fi ușa aia. A, știi, e o țeavă, da. Nu prea văd eu bine ce se întâmplă când ne bat Dă mie idei, în mergi. ecran. Stai să prefer să nu mă violeze focul. Că Go, nu go, văd go, 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 exact ce go, fac. go, 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 stop. Nu e simplu că sunt ventilatoarele alea în dreptul Ah, focului. corect. Pentru cure ca noi. Na. For ammo. Whatever ammo is. Ammo is life and life is ammo. Ți-a dat 100 la viață, te-ai scos. Și te tragi când ești așa, deci... Dacă ești un porc ceva... Pentru un fit soldier bad guy, știu că e foarte lent Ah, și da. merge pe... Ah, ce prostie am Oh! făcut. Ai la foc, Bravo, vazi că-ți ia da. câte 20 și ceva. E bine. Bine, n-aș că nu puteai să-l omori pe ăla de pe țeavă. Am tras Nu la puteai să, fericire. dacă dai pe săgeata în jos, nu trăgea la unul? Nu cred că... Nu văd aici ce se întâmplă tot în negru. Nu, te-ai prins, ești ok. Acum văd că m-am prins, da. Repet, Eu văd mai prost nouă că ne tine, bat luminile în, direct în televizor. ecran, da, și vedem mai prost, mai Stop. ales că sunt niște porțiuni mai întunecate pe aici. Hai, focule, și uite, mai erau niște chestii care erau interesante pentru mine în vremea aia, astea erau particule foc. Și mă întrebam cum le fac ei pe astea. Poți. Mamă, de nimic. Ăla a murit, mă? Da, apoi da. Să fi... S-a căzut, cine știe. Dar sper că e doar o zonă secretă, nu e ceva. Uite, am găsit tot și mi-a dat, vezi? Aaa, Mamă, aici sunt băi. care Sau vezi că e o gaură acolo și te duce la keycard. Da. Da, nu văd absolut nimic. Nu știu ce. Înțeles? Deci nu Ok. era doar... A, și am găsit toate alea, deci sunt 10, nu 9. Vezi, mai țin minte, dar e de-abia primul nivel. Ușa nu era aici jos? Ba, da, a fost să ajungi. Și aici bănesc mai găsești o babe sau ceva. Aici e. Boss fight? Nu toate, să te mai jos. Adică Ah, 10 3 am găsit decât 4 din 5 secrete. Mi se pare că sunt două niveluri plus nivel de boss. Ce mai Nu, că este un nivel ceva mai complicat. Dar nu știu cât mai prinde genul ăsta de joc în ziua de azi. E destul de, nu știu. Ce n-am să auzi? Nu știu. Nu știu, mi se pare că îi lipsește ceva. Parcă motivația lui Duke, sunt doar niveluri, știi, nu mai... Mie, în 2001, când am jucat demo-ul, când a fost, am jucat demo-ul după un CD la o revistă și după aia... Cred că la am fost level la a joc. fost la un moment dat. La level, la PC Games, nici nu mai știu. Ideea e că chiar mi-a plăcut atunci, a? Da, ok, îmi spune ce se întâmplă cu ușa asta. Totdeauna o iau și în glitzer. A, asta e 3D aici, Wow. nu? Așa vei camerele din Duke care Da, ți da. arată. Și te așteaptă. Da, mă, asta e mare. Să mai trăiești cu pipe bombs de alea, că tot ai. Acolo e un force field. Trebuie să iei pe scară, nu? Da, încerc să văd dacă... Making Da, bacon. Uite Ah, sus. da. Ai luat viața. Ai doar asta aici, nu? Vezi pe aici. Da. Uite, pipe bombs. Tragic.
Bun. Ia scazi în ventilator. Aici nu-i nimic? Ba da, e un butoi. Sari. Muniție. Da, da. Wow. Chiar nu văd nimic pe asta în trebuie. Double damage. Mai replica lui Hulk. Clubbering time. Ok, și aici din ce știu trebuie să... Nu știu de ce nu merge double jump. Trebuie să aștepți un pic, nu e... Aia ne-a dat cu... Nu stă pe față. Ok. A, buton. Care face... S-a dezactivat forțe. Poți field-ul de mai sus. A, uite, e o femeie care m-a omorât. Cyborg. Da, și a zis die bitch. Da? În ziua de azi nu mai ai voie să faci jocuri care să zici așa ceva. Da, și s-a deblocat și asta a fost tot. Kind of useless. Practic nu prea am luat... Am senzația că n-am luat nimic. Am luat droguri. Atât, nu mai ai. A, uite că e și... Ah, m-am alocat două. Și nu știu cum le mai... Ah, ai pe aici altă... Da, nu. Ai alt buton în... Da, e un alt... E un gr ceva. Function. Progress save, bitch. Wow. Mie toate zonele din joc ăsta mi se poate să trepte. Să fie destul de complicat, dar după aia o să iei un jetpack și după aia chiar devine... L-ai terminat? Jocul ăsta, da, o vreme. Aici, acolo am fost, nu? Da. Nu, dar o să fie... Deci o să... I don't do windows. I don't do windows. Vreau să pișe. Ai împușcat în penis. Cum ar fi să vină cineva să te împuște când te piși? Ți-ar plăcea? Nu ți-ar plăcea. Nu, dar s-a mai întâmplat în bine acolo. Cred că ți-a mai întâmplat ție și era mai... moartea în dreapta. Și să aștept să coboare... Un buton pentru lift a fost perfect. Nu, că sunt de alea care no. Fiecare merg în... Mai sunt, o să vezi. Uh-huh. De asta tot, mi se pare că e totul foarte imprecis în jocul ăsta. De faza asta mi-amintește, m-am jucat de curând Shovel Knight și e ceva de genul ăsta. Deci trebuie să sar mecanic. Când e la nivel. Nu, nu, nu! Haide! Bine, că am ce point e fixat. Și ăștia sunt moarți. Bun. Mai împrăștia pe la peste tot. Cum stăm timpul? Nu știu dacă o să am timp să ajung la boss. Ba, cred că ai. Să tot mai fiu nivel după asta. Deci aia coboară pe timpul, nu? Mhm. Go, 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 go. Trebuie mai întâi să-l omori pe ăla, să arie înapoi și pe ăla. E simplu. Da, mă. I-am prins atent. Câteva. Da, trebuie să-l omor, asta e ok. Da. Sare acum și plec. Gata. Ok, și acum? Te întorci și te faci de la început. Acum. Ideea e că zi, nu prea văd fugi, fugi, bine. Fugi, 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 sări. Te prinsese și de la dreptul, doar că te-am prins ăla. Da, știu, știu, da. Asta nu, chiar nu-mi scot. Și acum dacă te întorci pe chestiile astea, uite, pe mizeriile astea, care sunt doar pe da, da. Troca, poți te duci până acolo. La partea aia și mai e un de ăla, dar nu o să fac că pierdem prea multe vreme. Da. Progresiv. Bacon, bacon. Făi, bacon. Vezi că e...
tot jucoarele pe clavier. Nu, asta e doar... Fiecare episod are tema lui vizuală. Da, da. Mi se pare deja plictisitor al doilea nivel consecutiv cu aceleași clădiri. Nu știu, boring. Oricum, se vede că e aceeași textură la fiecare geam. Over and over. Nu te știu, e femeie, da. E o femeie moartă. Yes. Alright, yes. Viață, frate! Curios, ce note are jocul ăsta? Nu mai știu. O medie ar fi un 7. Nu știu atât. Vremurile după de atunci. Hai mă, că avem... Ah, aici nu era nimic. Avem jocuri bune. Metacritic. Nu se fac. Ce facem, mă? 78! Deci băi, ești nebun! Da, primi note bune la vremea lui. Doar că aici nu poți să mă mor fără tatăl. Computer Games Magazine. It's nice to see Duke again and even nicer to have a great modern platform game. PC Gamer. A slap of paint tanned an extra dimension can hide the threadbare plot and archaic gameplay mechanics lurking beneath the surface. Nu știu cum să ajung la asta, deci o să mor aici că nu pot să mor pe... Cum nu pot să-l omor? Să și treci. Ah, stai că aici. Uite că am da, de pe că e în secretaria, practic, n-ar trebui să-l ai pe nivel. Dar ar trebui să poți să faci chestii și fără el și vezi că nu mai ai... s-a consumat. Uite, acolo ce spun că-mi trebuie eu ceva. Keycard. Băi, ce bău sunt, ca lângă chestia care exploda, să mor. Spuneam site-uri care încă mai există, care făceau de da, după vreme. Da, uite, poți să faci șmecherie pe șmecherie. Aaa, un platformer cu quick saving. Uite-ți unde l-ai jos. Yahoo Games. Mi-a dat și 20 de viață cam pe la după femeie. Wow. Leopard print. Uite, GameSpot. Occasionally frustrating, but when it's good, it's very, very good. Da, mă, erau altele standardele pe vremea aia, mamă. De aici trebuie să fac double jump și nu să merg. IGN. In being extremely straightforward, simple and without complex underlying gameplay mechanics or engrossing plot developments, aside from masculine quips that might as well say I like boobies, Duke still appeals. Ah, my foot. Yeah, it's pretty cool. People liked it. For some reason, mie nu-mi place. Și nici la vremea respectivă nu m-a atras în joc, deși îmi plăcea Duke Nukem 3D. Și văzusem trailerul ăla din 2001 al lui Whatever. Și n-ai cum să nu rămâi un pic Duke is the shit. Nu înțeleg cum să... Deci chiar nu mai înțeleg no, cum no, să dai jump-ul. Prea repede. Am încercat să dă... Care e jump-ul? Cum? Control? Ia lasă. Ia, lasă, nu te mai mișca. Nu, așa pe loc nu poți să faci. Nu? Ia mișcă-te atunci. Deci... Și știu da, că-l nu. Făceam și l-am făcut, dar... Ia vezi, double tap repede. Ha, merge și foarte. Am luat blocii, bun. Ce îmi place cel mai mult la joc, este că nu prea înțeleg în ce direcție ar trebui să merg. Adică mă uit așa la ce faci tu și... Păi, în general, nu-i decât o direcție în care poți să o iei. Da, dar nici măcar aia nu pare clară. Și asta nu e că nu-mi plac jocurile complicate, că asta nu e un joc complicat. Mi se pare că are un design cam învechit. Da. Și învechit și pentru momentul la care a fost lansat. Și ciudat că au ales să-l lanseze pe PC la momentul respectiv. Like, păi, cine vremea... să jucă chestii de genul ăsta pe PC? Păi pe vremea aia nu prea aveai pe ce să-l lansezi. Pe PS2. Pe PS2, da. Sau pe PS1, că încă mai grafica asta poți să o adaptezi la PS1 lejer. Hai să te văd.
că am feluit. E bine. Dar mai știu unde trebuie să ajung. Vezi? Uite aici. A, uite aici, ok. Gata, mă, s-a lovit? Antrenorul? Da. Cum stăm timp? Cred că timp dacă e boss-ul acum. Nu cred că e boss-ul acum, cred că mai un nivel cu jetpacks. E destul. Ai stat cu 2 minute mai mult la nivelul ăsta. Deci nu e boss acum, ai un nivel. Ai, te băgai direct la boss, dacă era boss-ul. Da, nivelul cu boss-ul îl vezi imediat că arată altfel față de... Aha. Nu e, e doar de boss. De multe, aici. Trebuie să ajungi de sus. Nu știu că dacă le cazi în cap la... Le dai stun? Ce-am luat? Porți. E să-l dai shield. Da. Da, din ce ții minte nivelul ăsta e parcă mai scurt. Uite că acum am reușit. Ceea ce nu ai. Nu, iar ăsta, am omorât. Da. Keyguards. Keyguards. Mamă, câtă viață am. Ce viață pe tine. Mamă, ce e aici. E un pic derutant când se schimbă direcția. Da, prima oară când am ajuns la o schimbare de asta de direcție, credeam că s-a terminat nivelul. Păi știa pun să iau. Băi, mai muri, mă. Mamă, i-ai pus piedic. A, am găsit, uite mă că am găsit toate gagicile, toate trei gagicile. A, e câte una pe secțiune. Da, okay. Credeam că sunt trei în fiecare. Adică până acum asta ar trebui să fie a, 7. Na, și de, teoretic de aici, dacă se merge hai să bat copii. Ai mă! Bine, că Duke, bine că Duke are alte probleme, dar nu e problema să cadă de la... Oh. Da. Cum frate, n-are ce vultur pe Steam? Mă, nici nu mi-am bătut capul, pe vremea când l-am jucat, îți dai seama, nu existau achievement-uri. Mamă, din greșeală, nici n-ai vrut să faci asta. Nu, a fost o tactică, am zis cum intru în ăla, țin apăsat pe direcție. A, și s-a schimbat. Da. Ok. Use a jetpack, just pick it up, bla bla bla. Left control, ok? Asta? Aoleu, how the fuck did I stop it? J? Mi-a zis ce ceva de left control. Păi da, ca să-l dezactivezi, dar nu știu cum îl activezi iar. I don't know, I'm gonna die. Probably. E bine. Don't press that control again. Încercă-și să nu te întrege. Nu mai lua toate chestiile. Ai... combustibil finit. A, deci îl arunci, practic, când îl... Probabil. Nu mai ține nimic din nivelul. Nu-l văd nu. Moate. Mori, porc! Bă, da. Ah, mă arzi! Lasă-l mă acolo, mă. Da, asta încerc să fac, dar... Păi de ce nu sunt de jos? Că se prinde. Vezi că ai viață în jos. Să mă cac în cutiile mătii care mi-a căzut în cap. Bine că mă spunează tu și aici. De bun simț. Deci dacă spui că astea ți-a nu știu cât viață. Cred că îți ia toată viața. Cred că cu un gamepad se joacă mai bine. Probabil că da. Cu ce dracu m-am mai... Mamă, deci fii atent câtă viață am. Vezi? Ai 1. 11, oa. Vezi că mai vin cu tine. Păi că nu văd nimic, fratele. Asta-i măcar merg în parcă era. Nu!
era acolo cheia ei. Și ăsta e sfârșitul. Da? Ce-am zis. Păi dacă ai luat cheia, știu unde e ăla. Aia vă știu. Da. De... Nu! Du-te așa. Bă, da... Toată lumea explodează pe lângă mine. Nu văd ca lumea, nu văd absolut nimic, e totul negru. Și tot cărtiță. Hai că mai ai 12 minute. Să încerci să treci de faza asta. Dar nu-i grea faza asta, doar că nu văd. Știu. Mă gândește de faza din Rollerblade. Roller Games. Adică ai viață, sus. Deci nu le văd. Și nici nu pot să... Nu pot să... Ia stai un pic. Încerc să-ți dau un preset mai luminos. Uite, era bine și puțin, mă. A, acum e parfum, mă. De exemplu, mai sunt și era pe camerele game... alea care nu le vezi deloc. Era pe game mode, imaginea. A, eu acum văd că e conveyor belt și jos. Uiteam că e doar de unde nu, vin cutiile. Nu, e conveyor belt și jos. Că dacă era doar sus, dacă era doar pe aici, nu era așa, na. Uite, de exemplu, aici, știi ce trebuie să faci, nu? Să aștepți cutia. Da. Ok, pai bomb, oare? Ok, am venit. Aș, te sunt torci. Stupid design. Un shortcut către ieșire. Ce rost are să mai treci din nou printr-o zonă în care nu mai e nimic? Stupid. No, no! Băi, mai bine salvam, mă! Ah, da, ai pixel. Da. Ia-o, du-te acum, du-te, du-te. Și asta e strategie, să știi. Măcar că l-am murit. Băi, extraordinar, mă, camerele alea nu le vezi nici. Vrei să încerc și eu? Nu, nu, nu! Îți ia toată viața, mă, deci fiată. Mi-am dat seama. Uite, o strategie. Așteaptă cutia asta. De ce vrei să iei toate nuke-urile? Știi că nu o să te ajute cu nimic. Nu, dar dacă tot am făcut un... Băi, bine, deci pe alea nu le vezi, da. Bă, dar ai murit, mă. A, și la foc se distrug cutiile, că trebuie să aștept. Da, mă, că iarăși am viață foarte puțină. Că acolo e viață. E viață după moarte. Asta fac. Fixez. Gata pe exit now. Boss. Bun. Sac. Da, tu sunt. Care? Go, 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 go. Ce face Nathan Drake? No, 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 no. Da. Unitor. Bine, bine. E bine că... Hai, hai. Dacă scădea cutia în cap acum. Ok, și acum mai știm de la ușa? Da. Nu. Trebuie să urc pe aia acum, asta e clar. Și dacă mă înșel, e încă un jet pe care mă duce de unde am plecat. Da. Hai. Că te joci cu foc. Da. Lasă așa. Ok, și dacă mă înșel undeva jos aici? Nope. Aici. Undeva pe aici. Undeva în nivelul ăsta. Na, înainte de trecere dintr-o perspectivă într-alta parte. Da, aici. Aici. Și asta e. Cât sunt cu timp? 35. E ok. Da? Nu știu dacă o să fac și boss-ul, dar măcar vedem. Deci. Vezi? E clar. Aha, aha. Înseamnă cu
un joc Spider-Man la faza asta. Da. Spider-Man 2 parcă era. Ăla de pe PS1. Noroc că mi-ai schimbat setările la televizor, chiar nu vedeam nimic. Și te bați pe elicopter? Extraterestri mă, sunt mutanți. Sunt extraterestri. Sunt mutanți. Mutanți extraterestri. Dar e mișto, uite, efectele Lens Flare. Wow, super tare. Și cum trage Lens Flare? Pistolul? Băi. Cred că știu ce trebuie să faci, nu? Trebuie să arunci cu grenade și să le explodezi când sunt în jurul ăla. Trebuie să faci căcaturile astea. Bombe. Dă-i. Bun. A, păi prin patru de-astea e pa. Da, dar e cu mai multe faze. Logic, da. Ok, deci trebuie să te ferești, da, e viață există. Păi da, bagă peste. A, să-mi bag cele, m-am dus exact. Da, este bine iar. Ce, a, ai muniții, ai pull? A, din 3? Mamă, ce super boss. Păi nu, ai de-avea prima fază de la boss, mă. A, are mai multe bare de viață. Uite, deci viața asta m-a oferit frumos. Frumos, elegant. Am aruncat-o prost, trebuia să aruncă. A, uite, s-a pus pe butonul de sus. N-ai, mă, de ce s-a pus pe butonul de sus? Ce? Ce vezi, dai în elicopter? Da. Tașcă fugheară și de ăștia, din alea două. Hai, bun. A trebuit să... Hai. Take it, bro. Take it, easy, but take it. Mă, cred că iese monstru. Dar nu știu dacă trebuia să mă prindă. De acolo iese... A, uite, uite. Unde, vezi tu ceva? Trage în el. În cine? A, a, uite că uite. Arma, mă, trage în minigun-ul ăla. Care? A, căcatul ăla. Ia, ești sigur că... Nu, nu sunt sigur. Nu, că mi-arată că trebuie să trag în porci, mă. Vezi? Îmi arată un porc în dreptul. Aha, aha. Cred că ăsta o să arunce porci. Da, mai repede dacă ar arunca. Mai avem foarte puțin. Da, nu știu dacă o să reușim să-l terminăm. Deși... Not, hai mă! Not such great design. Deci ăsta e... Bad design. Se pe un joc. Dă-i. Hai mă, cază. Și aia, asta e ultima formă? O mai are una? Mai are una, cred. Da, e simplă că ești pe, cum se cheamă, te prinzi de aia și mergi în aer. Și doar trebuie să... Încă una. Cum stăm cu tine? A, cred că am terminat asta. Și acum... După aia doar trebuie să arunci, să urci pe scară și să arunci cu... Bi-bomb. Cu bi-bomb. Heard that chopper go. It can't get away from me that easily. Da. Wow. Hai, e un port la volan. La volan. Da. Uite, mă, ce grafică tare era pe vreo, chiar era tare. Fiu de căței, e Duke. Hai, hai, hai. Uite, skybox-ul acum. Aha, aha. Dar și era bine făcut skybox-ul ăsta. Uite, aici aveți cum e colțul. Let's rock. Hai una. Ușor, ușor, ușor. A fost foarte greu. Partea asta. Și o să lăsăm să ruleze și noi o să spunem outro. Vă mulțumim pentru atenție. De fapt, s-a terminat. Asta a fost Duke Nukem Manhattan Project. Primul episod, l-am terminat. Da? Da. Nice. Și vă așteptăm la un nou play, din nou cu sau fără Cosmin, vom vedea. Probabil că mai degrabă fără. Da. Așa. Și
Asta. Ne vedem și la The Gamecast și la ce mai apare pe Player One. Acestea fiind spuse, vă mulțumim pentru atenție și vă spunem la revedere. Bye, bye!